Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că astăzi sunt supărat. Timp. Da, deși cu plajele publice și private. Cu plajele private. Am așa. O problemă aici cu plajele private. Știți că am mai discutat despre asta. Dar de ce la noi sunt o mulțime de plaje de-astea private pe care n-ai voie să intri? Dar plajele alea nu sunt ale oamenilor respectivi. Și nu te mai poți duce la plajă acum cu cearșaful sau cu șezlongul sau cu umbreluța că îți cere ăla nu știu câți bani. Și chestia asta mă supără. În așa. Grecia cum se poate și la noi nu se și poate. Și în Grecia sistemul e aproximativ la fel. E pe naiba, aproximativ la fel. Sunt plaje publice, acolo plajele private sunt foarte puține, de fapt. Plaje publice sunt o grămadă. Sunt toate sunt plaje publice, sunt toate luate sunt în locație plaje. De gestiune, cum ar veni, da, și sunt administrate. Da, dar nu zice nimeni dacă te duci acolo să stai, nu te dă afară. Aici n-ai voie să intri. Păi nu te dă afară, dar nici nu poți să stai pe șezlong dacă nu plătești. Ok. Păi nu știu, eu așa știu că ești. Eu unde mă duc? Bun, sigur, acum Grecia au mult mai multe plaje ca noi. Plajele grecești sunt publice, există plaje private, evident, unde trebuie să respecte anumite reguli, dar peste tot unde m-am dus și am văzut plaje de-astea luate de privați în concesionare, lângă existau și plaje așa este. Și chiar și partea din fața apei. Te folosești. Da. E bine, la noi sunt una lângă alta și practic dacă vrei să te duci să faci plajă undeva, nu mai e unde, pentru că toată plaja aia este luată de privați. Deci nu mai ai acces la mare în condițiile tale de om plătitor de taxe, ci numai în condițiile lor. Și știți că eu susțin mediul privat. Dar, de data asta, am niște întrebări de pus și cred că lucrurile trebuie echilibrate. Adică, de 16 ani încoace, plajele de pe litoral se concesionează operatorilor privați. Asta este legea. Se scot la licitație, apele române spun cine vrea să concesioneze, poftiți, veniți și luați. E bine și e rău în același timp. E bine pentru că mai multe arată ceva mai bine, să recunoaștem asta. Adică, sunt mai îngrijite. Rău este pentru că acum trebuie să plătești bani zdraveni ca să stai la soare. Cât costă șezlongul? La 40-50 de lei în sudul litoralului. 50 de lei să stai, adică te duci cu doi copii, trebuie să dai vorba aia 200 de lei ca să stai la soare. Copiii nu stau pe șezlong, că n-au doar fi pe bani. Dar o familie, da, plătește, adică un cuplu trebuie să plătească 80-100 de lei ca să minimum. Stea pe plajă. Ai pus pe ăștia micii să vină cu alocația la mare? Da. Pentru șezlong? O grămadă de bani, situația începe să devină deranjantă. În Parlament a apărut o inițiativă legislativă care prevede ca statul să concesioneze la cerere primăriilor până la 30% din plaje, contra unei redevențe mici, o redevență simbolică, iar aceste plaje să rămână publice, accesibile oricui. Primăriile ar fi obligate totuși să le amenajeze, firește, adică să pună toalete, dușuri publice, coșuri de gunoi, să facă curat. Mai clar, asta înseamnă așa, că la începutul anului sau a sezonului sau a ciclului electoral, habar n-am, când se scot la concesionat plajele respective, 30% din suprafețe să fie rezervate, să primăriile să aibă drept de preemțiune. Eu așa înțeleg acest proiect de lege. Adică, sunt 10 hectare de plajă într-o anumită zonă, 3 din hectarele alea să fie oferite primăriei la început, să vină primăria și să spună vreau sau nu vreau. Dacă vreau, ok, o primește primăria și devine plajă publică, accesibilă oricui, fără niciun fel de taxă, fără să trebuiască să plătești șezlong, umbrelă okay, și mai departe. Înseamnă o plajă neamenajată, adică amenajată? Pe care să-ți poți pune prosop, dar da. Fără umbrelă, fără șezlong. Da, fără umbrelă, vii tu cu umbreluța ta, este plajă publică la liber, corect. Ca pe vremuri, ceea ce cum teoretic... la vadul. Teoretic ar trebui să fie așa, adică conform legii actuale, da. Operatorii privați ar trebui să lase o fâșie de plajă lateral, mă, da. Cu deschidere la apă. Mm. Dar ei înțeleg că de multe ori mută această fâșie în spatele plajei, da. Că de aici discuție. Iată. Și dacă primăria nu vrea să ia aia, bucata aia respectivă, ok, se scoate la licitație și cine vrea o ia. Deci ce părere aveți? Sigur, riscul e ca primăriile să le ia și după aia să nu fac nimic cu ele, sub motiv că n-au bani. Deși, corect. Potrivit legii, vor fi obligate, cum am spus, coșuri de gunoi, curățenie, toalete, amenajare și așa mai bla bla, toate alea, nu? Dar cum spunem noi, cum spui tu aici, de cele mai multe ori, statul român nu poate să administreze nimic bine și atunci... Da. Bun, cum faci? Sigur, asta este reversul medalii. La Mangalia, primarul din Mangalia a povestit că ei în urmă cu 4 ani au reușit să participe la o licitație și să ia în locație de să ia în concesiune o plajă pe care o țin publică. Uite ce zice acest primar, domnul Radu Cristian îl cheamă. Este o plajă publică liberă pentru locuitorii orașului și nu numai. Noi o întreținem și ne ocupăm de ea, e ca pe vremuri. Mergem liber la plajă. Oamenii mi-au solicitat acest lucru. Turiștii vin
pe litoral pentru mare, pentru apă. E anormal, spune el, ce se întâmplă azi cu plajele din România. E anormal ca un șezlong să coste în anumite locuri cât o noapte de cazare. Tot acest primar spune că în urmă cu 4 ani primăria a mai încercat să obțină concesionarea, a participat la o licitație, dar a fost bătută de departe de un SRL. Asta a fost, adică privatul a avut alți bani, primăria nu s-a putut bate cu el și chestia asta se întâmplă într-o mulțime de locuri. De unde v-aș întreba ce părere aveți? Adică ce credeți? Plajele ar trebui să rămână libere la concesionat integral? Cine are cei mai mulți bani, pac, să dea banul respectiv și asta e privat, e primărie, oricine, salut, competiție liberă, sau să aibă și primăriile o cotă la dispoziție, dacă vor, unde să mențină plaja publică fără niciun fel de taxă, adică să nu te coste nimic că te duci la mare să stai pe nisip. 0372069599, numărul nostru de telefon, nu știu dacă mai avem timp, 0372069599 și mesaj audio pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu, 0728 3D1 3D2. Sunați-ne să vorbim despre cum credeți că ar trebui să fie plajele în România. Alternativa, adică direcția în care cred că ne îndreptăm, este cea, vorbeam aici în redacție, ce se întâmplă în Turcia, unde plajele sunt administrate de hotelieri. Acolo, fiind sistemul ăla all-inclusive, hotel în hotel în hotel în hotel, sunt aproape ca la noi, practic. Fiecare hotel e cu plaja lui. Da. Și sunt una într-alta. Nu te duci la mare decât dacă ești la hotel. Da, și ai brățara pe mână. Altfel vine cineva și te scoate afară. Exact. Sau ai loc unde am văzut, cred că în Cutrișa de Asa, am văzut odată, aveau un pic de plajă în port. În afara spațiului cu hoteluri. Da. Ce rămâne, ce nu vrea nimeni, e pentru cetățeni. Nu sunt de acord. Andrei, bună dimineața. Bună, Andrei. Neața. Bună dimineața, băi. Bună, salut. Bună dimineața, băi. Da, părerea mea este că ar fi ok să se concesioneze de către entitatea respectivă, în speța Apele Române, Apele Române. Sau că, da, așa, de către un operator privat, dar cu condiția ca de a se impune o anumită, un anumit barem. Doamne, nu depășești prețul respectiv. Păi nu poți. Și e economie de piață, nu poți să-i spui, pui limite, adică ușor. Păi da, eu cred că se poate găsi o soluție. Zici? Dar încă o altă problemă pe care ar trebui să o rezolve acești băieți care concesionează plajele și în mod special, de fapt, statul, nu ei, detașați, fraților, pe litoral, inspectori ANPC, la fel cum se procedează cu poliția română, cu jandarmeria, cu smurdul și așa mai departe, că altfel știm ce se întâmplă. Când inspectorii sunt tot de prin zona respectivă, operatorul care administrează plaja este din zona respectivă, altfel noi nu vom avea o plajă în condiții civilizate. Și chestia cu impusul prețului, eu zic că se pot găsi soluții. Este imposibil să nu poți găsi soluții. Păi și ce? O să spui, de bun, și spui, pentru șezlong, maximum 10 lei pe zi. Bine, ok, și o să vină cu pat baldachin. Nu 10 lei, dar un 25-30 de lei mi se pare un preț rezonabil. Asta e judecată de valoare, știi? Întotdeauna când începi să stabilești limite pentru prețuri, dai în alte tantanale. Eu nu sunt de acord cu asta. Adică cred că operatorul privat are dreptul să încerce să obțină prețul cel mai mare posibil ca să facă profit, iar piața are dreptul să facă presiuni prin necumpărarea produsului respectiv pentru scăderea prețului. Și atunci se reglează piața. Lucrurile așa se reglează. În momentul în care statul începe să spună ăsta e prețul maxim, ăsta e prețul minim, ok, acolo intervine o distorsiune și ori nu mai găsești lucruri, ori sunt de proastă calitate. Daniela, bună dimineața! Bună, Daniela! Neața! Neața! Bună! Eu vorbesc din punctul de vedere al constanțenilor. Da. Pe mine nu mă interesează acele minunate șezlonguri, eu vreau spațiu pentru prosopul meu. Și din acest punct de vedere, noi constanțenii, cărora ne plăcea foarte mult Mamaia, am migrat majoritatea spre plajele din Constanța. Domnul Mazăre ne-a gonit prin politica pe care a făcut-o și dar ce se întâmplă acum cu plajele din Mamaia? Adică tu ca și, sau mă rog, ca constanțean, că care e problema? Eu am văzut că sunt, acum de când s-au mărit plajele, sunt niște spații uriașe pe acolo, libere. Chiar nu mă mai interesează. Chiar nu mai trec. Deci Mamaia, dacă trec prin trecere o dată de două ori pe vară. Deci nu mă mai interesează. De ce? De ce? Este aglomerată, este aglomerată, este scumpă, este înghesuită, deci raportul preț-calitate este clar în defavoarea celor care vor să cumpere ceva. Mulțumesc mult! S-a dezis de Mamaia. De Mamaia, corect. Mulțumim tare mult, Daniela. Costi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună!
Salut. În legătură cu prețul șezlongului în Grecia, în comparativul pe care îl facem, din peste 10 ani... Nu vorbim de... Acolo, da, ok. Nu, vă pot spune un singur lucru, pe scurt. Nu costă nimic. Te-ai așezat pe o plajă concesionată sau... Bă, în principiu bănuiesc că sunt o concesionate și la ei, mai puțin proprietate. Te-ai așezat pe șezlongul respectiv, nu-și cere nimeni niciun euro, doar consum de acolo, de la terasa respectivă, și nu mai e nicio problemă. Chiar și anul acesta am fost la Alexandropolis, în zona Alexandropolis, unde, da, apropo de baldachine, da, dacă vrei, aveai șezlong, un șezlong mai pregătit și baldachin. Era consumația impusă la baldachin de 30 de euro pe zi, da? Pentru o familie însemna, nu știu, că de acolo îți luai câteva, deci, două beri, deci două puteluri și ți-ai deci rezolvat toată problema. Costă șezlongul, dar costul este mascat sub forma unei consumații obligatorii. Eu tot dai un ban pentru asta. Nu șezlongul, vorbim de baldachin. Șezlongul nu costă nimic. Adică oricum, oricine se duce la o plajă, bun, nu stă, nu vine cu apa în geantă. Dar revenind la subiectul nostru, revenind la subiectul nostru, crezi că România, o parte din plajele de pe litoralul românesc, ar trebui să fie rezervate pentru primării dacă vor să le facă plaje publice? Adică să existe acest drept de preemțiune, cum ar fi? Mi s-a părut inițiativa primarului pe care l-ați menționat mai devreme notabilă și lăudabilă printre puținele din țară. Da, adică... mulțumesc. E o inițiativă legislativă, ea unui deputat, uite că nu-i rețin numele, nu este a primarului, primarul nu are o inițiativă legislativă în sensul ăsta. Hai să stăm de vorbă și cu Silviu, dar mai avem fix jumătate de minut. Neața, Silviu. Neața, scurt, două chestii. N-aș lăsa toată plaja privaților pentru că ei licitează și astfel o să crească prețul până nu o să ne mai permitem. Unul la mână. Doi la mână, mă duc la plajă să stau pe nisip, nu pe un plastic. Și asta e, da, și asta este... Sunt oameni care chiar vor să ducă să stea pur și simplu pe nisip, într-adevăr. De ce să stai pe plastic? Ok, deci ai înțeleg că ai fi de acord. Da. Bun. Bine. Slavă cerului, să fie revoluție. Gata, domnule, revoluția nisipului. Jos monopolul concesionarilor privați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.